Salutare, oameni buni! Astăzi vă iau cu mine la semănat. Eu am tras deja la alimentat, facem o alimentare și dăm drumul la treabă. Uite-l! Ai văzut? Foarte tari zbolovanii ăștia. Să încercăm să nu dăm sămânță deloc pe jos. Aici n-am putut să mă încadrez din prima, o să mai dau puțin cu spatele. Asta la o parte, să fie ok, să vedem să nu lovească acolo. Facem semn să vină un pic mai în față. Bun, perfect. Cam asta e sistemul cu care noi alimentăm sămănătoarea. Avem hava, care e încărcată cu sămânță, și avem tubul, care a venit odată cu hava, tub special pentru alimentat. I-am făcut doar noi o improvizație. Am legat bara aceea pe care o vedeți sub el și cu câteva pinci ca să susțină tubul cât mai sus, să nu mai trebuiască să ținem cu mâna de el. Trebuie să mă dau într-o parte să nu vină praful pe mine. Să încercăm să nu dăm sămânță deloc pe jos. Pregătim să oprim. Poziția asta aici nu-i prea ok în momentul de față, pentru că vine un pic praful pe mine. Hai să vedem să nu atingă acolo. Dăm un pic în spate. Bun, e perfect, a trecut. Închidem căpăcelul și am plecat în brază. Cam ăsta e modul de alimentare. Acum avem suflanta oprită, pentru că atunci când alimentez, o opresc ca să nu meargă în gol. Aici avem partea de GPS, aici se vede unde am rămas cu urmă. N-am stat până să golesc sămănătoarea de tot, dar aici e cumva un drum între parcele, unde ne-am oprit cu hava. Atunci am oprit și eu aici să alimentez, după care am aproximativ 9 hectare și ceva cu o alimentare. Adică aici n-am putut să mă încadrez din prima, o să mai dau puțin cu spatele, să mă încadrez cum trebuie și după care o să merg puțin afară, să mai mișc un pic de mufele de la senzori, de la tuburi, pentru că am punem pe GPS să poziționeze el cât mai drept. Bun, după care o să dăm drumul la suflantă. După cum vedeți, aici mi arată un senzor care de fapt mi arată că e un fir întrerupt, o conexiune ceva întreruptă. Cred că e un contact ceva la o mufă, care tot îmi apare din când în când. Merg, le mișc un pic, le mai zăpăcesc acolo un pic și apoi își dă drumul. Bun, aici cam atâta. O să mergem la suflantă, aici la hidraulică. E pusă pe o priză hidraulică și încep cu o presiune mică și urc până pe la vreo 24 ca și presiune. Să am aici, nu știu cât de bine se vede, să am acolo undeva la 4000 de turație, de 4000 la suflantă. Hai să mergem un pic și pe afară să facem verificările de care vă ziceam. Să-mi iau mănușile. După cum se aude, suflanta acum merge. Și ce o să verific eu? În primul rând am aici un tub care are un pic problemă. I-am pus eu aici două coliere să stea cât de cât presat, pentru că la rabatare furtunul acela s-a acutat. În rest, secțiile sunt ok. Aici vroiam eu să umblu. Una din mufele astea de aici are ceva probleme. Nu știu exact care. Dacă vine praful fix pe mine, mă pun un pic în partea asta. În principiu, după ce mișc un pic de mufele astea, cam la o tură, două, își revine. Bun, e suficient. Cam asta e semănătoarea, așa,
în linii mari, un Porsche Pronto de 6 metri lățime, cu prelucrare în partea din față. Hai să urcăm apoi în interior și să dăm drumul la treabă. Încă apare senzorul ăsta aici, după cum vedeți, senzorul, o mică eroare. Și ea o să dispară teoretic în câteva ture. Am pus GPS-ul. Dăm drumul la tempomat, mergem cu 10 km la oră, terenul este foarte bolovănos și mai mult de 10 km la oră nu prea îmi permite să merg, nu prea vreau să merg ca să nu rămână sămânță pe afară. Aici, ca și reglaje cu care lucrez la semănătoare, sunt următoarele. În primul rând, semănătoarea este conectată prin isobus la tractor. O văd direct pe calculatorul, pe ecranul de la tractor. Toate setările le vedem aici. Iar în partea asta am partea de GPS și în unele parcele, unde lucram cu viteză mai mare, aveam și un decalaj de vreo 3-5 cm aproximativ, îmi trăgea într-o parte semănătoarea. Acum, în parcela asta, având în vedere că este foarte uscat, este și destul de bolovănos, nu am probleme cu decalajul la semănătoare și atunci l-am pus la zero. Aici facem o întoarcere, nu brăzdez, întorc urmă cu urmă, pentru că lăsăm cărări tehnologice și atunci la fiecare ridicare, practic, semănătoarea schimbă cărarea aici în... La partea de setări, după cum vedeți aici în partea de sus, avem lăsată cărare pe partea stângă acum și când o să ne întoarcem la capăt, o să lase cărare tot pe partea stângă. O să fie exact cărarea pentru fertilizat, tratamente și așa mai departe. Hai să mai facem o alimentare. Ia să vedem că am terminat parcela destul de bine. În havă, în cap am 12 tone, așa, acum eu zic havă, știu că ea nu se numește havă, dar e Kobzarenko, dar eu îi zic, eu o să-i zic havă, așa îi zicem noi în fermă și așa o să-i zic și eu. Bate vântul destul de tare, dar e bine că bate în partea stânga mea și nu vine pe mine. La unele alimentări mă mai urcam pe scară la havă să nu vină praful pe mine. Între timp vine și mâncarea la fix, numai bine ne-o prins la alimentat. Facem și o mică scuturare. Încheiașul dă un pic în spate ca să pot să închid eu, să pun din nou capacul, prelata. Apoi mai facem o scurtă verificare. Secțiile sunt destul de ok. Hai să vedem și pe mică. Mai dai ceva? Asta e, Doamne ajută. Facem așa o scurtă verificare. Acum văd că aici e tot ok. Între aici la discuri nu mai intra niciun bolovan să se blocheze. De obicei îmi intră aici pe suportul ăsta și blochează practic discul. Ca și adâncime, ca și reglaj acolo pe semănătoare, mergem la adâncime de 2 și cu tiranții la 4,5 să fie semănătoarea cât mai dreaptă. Apoi, am terminat parcela în care am fost și am venit în următoarea parcelă. Aici la fel, o să folosesc Variodoc și o să și măsor parcela. În prima fază, să dăm drumul la suflantă, la semănătoare. Avem aici la hidraulică, avem pe galben pus. Începem de la, cum ziceam, de la presiune de 5, cam așa la 24.
dăm înapoi, intrăm la GPS, intrăm aici în partea de sus la câmp și avem hotarul, practic parcela care a fost înainte și dăm creează una nouă, dăm să o suprascriem și dăm înregistrează suprafață lucrată. Mi-a detectat automat semănătoarea și dăm pe partea dreaptă, așa cum o să mergem cu capătul ăsta. Îi dăm OK și dăm să înregistreze. După care o să mergem și aici la VarioDoc. O să adăugăm una, test, îi dăm OK, îi dăm OK. Auto mi-a detectat semănătoarea și tractorul și trebuie să mai adaug eu aici. Nu aici, aici trebuie să mai adaug eu câmpul. Pot să adaug și fermă, client, lucrător, sunt mai multe. Îl las pe câmp și las grâu 2023 pentru că parcela asta o să fie cu hectarele din parcela asta. Îi dăm aici înregistrează, dăm înapoi și aici o să se înregistreze. Aici cărările tehnologice le-am blocat, să nu-mi lase acum nicio cărare pentru că fac capătul și atunci să nu, când ridic, să nu-mi schimbe urma și să las urme. Aici o să lăsăm urme la 24 de metri. Chiar o să trebuiască să și intru să le schimb. Intrăm aici la urme. Nu o să mai avem 6. O să avem 4 brazde practic. Și o să lase pe urma 2 și pe urma 3. Restul 0-0. Dăm înapoi. Și acum, dacă vedeți, avem 1 și avem 4, 3, 2, deci pe 2 și 3. Lăsăm și marcatorul de pe partea stângă, că o să mergem cu marcatorul deschis și dăm drumul la treabă și o să vă arăt cum mi-apare când am terminat și am ajuns în același punct. Am ajuns la capăt și atunci aici am partea asta la înregistrare, la GPS mai exact. Avem aici la hotar, îi dăm stop și el își ia automat și calculează. Avem 4 hectare, 72. Și acum dacă intrăm la VarioDoc o să vedeți că automat și-a luat câmpul ăsta, parcela asta. Și acum el începe să înregistreze. Aici trebuie să fac, să merg un pic, să înaintez un pic ca să calculeze el datele astea. Mai facem încă o alimentare și cred că ultima pe ziua de astăzi. Am terminat între timp parcela în care am fost. Am mai intrat într-o parcelă mică și acum intrăm în ultimele parcelițe așa mai mici. Mai facem o alimentare și cam gata. Să mai facem încă o scurtă verificare. În principiu pare totul destul de ok. O să mă uit și la furtunul ăsta. Văd că încă este ok. Uite-l. Ai văzut cum l-am găsit? Deci avem un tub care o zburat, a ieșit. Asta a ieșit din cauza bolovanilor. Să văd dacă pot eu să-l bag direct fără să mai... Asta-i. Aici o să trebuiască să strâng eu clama asta, să o duc un patent și să o strâng ca să nu am probleme cu ea. Deci bine că l-am observat. Cum vă ziceam, e un teren bolovanos. Foarte tari sunt bolovanii ăștia. Cam așa arată terenul. Ultimele parcele pe care le-am semănat ieri și azi. Am avut în rest pământ mult mai ok, mergeam cu 12 km la oră, dar... În parcelele astea aici, treaba nu stă la fel de bine. Înainte de semănat, a fost aplicat și îngrășământ, 150 de kg DAP, 18460. Bine că am văzut tubul ăsta. Să mă uit atent încă o dată, să nu scape vreunul, dar în principiu văd că e ok, bolovanii aici nu mi-au mai intrat la tale, deci e ok. După cum vedeți și parcela asta este pe terminate. Mai am aici o tură de mers, după care undeva mai în partea din capătul celălalt. Mă
mai trebuie să vin cu o tură și este gata și parcela asta. Aici am oprit cărările tehnologice pentru că fiind ultima urmă n-avea rost să lase, pentru că este capătul care are practic cărarea. Ca și soiuri pe care le-am folosit, în momentul de față am în semănătoare un amestec dintre Exotic și Solejo, dacă pronunț bine. În parcela prima în care am fost cea mare am semănat Exotic, iar aici am fost în parcela astea mici am semănat un amestec între Exotic și Solejo. Ca și cantitate de sămânță la hectar au fost 240 de kg. Și cam atât și cu vlogul de astăzi, oameni buni. Până data viitoare, nu uita de like, follow, subscribe și de contul meu de Instagram, acolo unde sunt activ zilnic. Îl găsești în descriere și ne vedem la următorul vlog. Ciao!